Ați avut, doamnă, ședință azi la primărie, la Consiliu. Da, ședința Consiliului am avut-o astăzi, dar s-a început ședința extraordinară. Va mai fi încă una până la sfârșitul anului cu aprobarea bugetului. Dar nu ne dă speranță mie că ceva schimbări poate fi în comună. Pentru că, cum v-ați zis, Consiliul este alcătuit din mulți pedagogi, adică cu studii superioare, ceea ce denotă deja un succes pentru sat, chiar asta e aplaudabil. Dar iată, secretara nici nu s-a străduit măcar să dea deci ghidul anexului local, măcar pe suport de hârtie. Anul trecut nouă ne-a fost primul mandat în 2019, ne-a fost oferit aceste cărți de către o doamnă de la administrație publică locală la Universitatea Cahul. Bine, acest ghid, el este pe site, adică pe Nenea Google, s-ar fi putut oferit, să fie dat oferit, așa ca o cărțulie. Ei, nici asta n-am vrut să fac. În schimb, Dar pe Nenea Google e disponibil gratuit, da? În format PDF cumva. dar e mai Carte e bine când disponibil gratuit sau trebuie să o cumperi? n-are primăria de să facă chestiunea asta bun? N-are? Dar are bani să plătească lumina care se învârtește pentru căldură, pentru vineri și sâmbătă, pentru birouri? Asta n-are? N-are bani să cumpere pentru căldură, pentru un condiționer, pentru o bibliotecă? Eu săptămâna asta, într-una de zile, mă duc la Chișinău și la guvernul de început o campanie cărți pentru biblioteci din sat. Eu știu ce cadou asta le fac și asta-l spun să ducă la Burlacu. Ei încă, apropo, astăzi la ședința Consiliului, care s-a petrecut cu niște încălcări, deci am aprobat regulamentul de activitate a Consiliului Local, prin care Lică Ileana a zis că eu am solicitat ca să fie creată comisia de etică a funcționarului public. V-am trimis și acolo dumneavoastră un link. Pentru că comisia de etică este și în școli, și la grădinițe. Ea totuși o găsit undeva aici, că să aplici sancțiuni. Lucrătorică, să mai spună și să mai fac. Dar deci eu niciodată nu m-am ridicat de pe scaun și niciodată n-am bătut cu picioarele în podeaua, cum bate e, că e nu vrea să ascult când eu vorbesc. Astăzi eu am încercat să înaintez această propunere la Consiliu să creăm Comisia de Etică. Dar și mai este și asta. Doamna Diana Rotaru și doamna Liliana Damaschin și Tatiana Burlacu, adică au fetele cu studii pedagogice, deci, da, ar trebui să fie, pentru că acolo așa este la școală și se respectă un cod de etică. Dar la noi, la primărie, nu se respectă. Vrea ea să zic. Păi dacă nu se respectă nici legea la primărie, ma ta vrei să se respecte morala, etica? Întâi trebuie să obții respectarea legii. Dacă nu s-a intonat imnul, nu s-a respectat drapelul de stat la prima ședință de constituire a Consiliului Local și ma ta vrei cod de etică de la cine? De la primarul ăsta imoral cu al cincilea mandat? Stați o leacă că a funcționat replica noastră, azi a fost imnul. Azi a fost interpretat. Și a fost interpretat integral. Numai nu Aleluia! știu cum a rămas acolo să stăie lângă președintele Consiliului, lângă președintele ședinței de Consiliu. Până acum, eu tot ziceam că la masa și ei nu stă nimeni. Nu stă. Nici masa și ei nu trebuia să fie cheltuiți bani pentru de. Așa au vrut moftul lor. Sunt cheltuit atâția bani pentru primărie și el a zis ca să facă un fel de statistică. Mihai a zis ca să facă un fel de statistică, să constate el cât eu am fost, de câte ori am fost eu împotrivă. Da, eu am fost împotrivă pentru 155.000 de lei. Da, eu am fost împotrivă că ați scris minciuni, că miezele sunt stricate. Da, eu am fost împotrivă să faceți de 3 ori reparație primărie. Dar de ce nu se Da? face ședință publică înregistrată, transmisă în direct? Poftim? Transmisă live, în direct ședința. De ce nu se face? Suntem în mileniu 3, în buricul Europei. Da, și deja mă întreabă, uitați-vă, sătenii mei mă întreabă, a fost ședința astăzi, de ce n-ați transmis-o online? Păi Păi, și eu vedeți? vă întreb, de ce n-ați cerut asta de la primar să facă? Dar și noi trebuie să cerem noi acordul, noi trebuia să Păi punem nu trebuie telefonul, dar. acordul, trebuie să facă el un live, dacă nu face secretarul, cineva din aparatul primăriei, faceți dumneavoastră, orice consilier poate să facă asta. Orice cetățean din sat poate să transmită live ședința primăriei.
chiar și necetățean. Poate să vină un apatrid în sat la Burlacu, să asiste și să filmeze sau să transmită în direct. Se numește libertate de exprimare. Stimate domn, dar nu a făcut el nici măcar nu ne-a informat ce a fost sâmbătă la forumul primarilor. Măcar nici asta n-a făcut-o. Madame Valentina Carastan din Slobozia Mare, lucrurile astea l-au făcut chiar sâmbătă. Alți primari l-au făcut prin alte postări. La Rădulinii Vechi astăzi a fost ședința Consiliului și acolo tot a adus la cunoștință domn primar ce a fost sâmbătă la forumul primarilor. Dar nici un îndemn, nimic n-a făcut el. Eu vă zic, încă astăzi, de câte am înțeles, vinerea el a fost pe la procuratură, i s-a întocmit procese verbale care au spus că o să le conteste. El nu are ca scop să consolideze societatea. Nu are el, eu nu văd un îndemn, eu nu văd o chemare ca să... Deci, eu asta n-am... Dar Doamne, să fie altceva, dar Doamne, pun speranța pe grup de consilieri care vor să facă schimbarea, deși Lilica Ileana au zis că așa, nu, așa primar îmi trebuiește, el e bun așa, așa, așa primar îmi trebuiește, el e bun așa pentru noi. Dați seama câtă indiferență și câtă eu nu mai am nici balanța, nici cântarul ca să apreciez așa. Încă, mă uit la un video, v-am trimis de astăzi, dar vă rog să-l includeți. La ce se referă domnul Recean și la ce se referă doamna președinte? Eu n-am văzut acest îndemn de la dumnealui. Dar să fi putut spus că iată asta am auzit, iată asta, la asta am fost îndemnați, iată asta, asta n-am văzut eu. Plus asta, dacă vă zic, nici despre faptul că Bolia Vladimir, ministrul agriculturii, care se va deplasa mâine în teritoriul raionul Cahul și care sâmbătă mi-a spus că adică toți cetățenii care au probleme, fie deținători de teren agricol, fie deținători de cote, de viță de vie, avem fermieri mici, adică antreprenori care au câte 4, 5, 6 cote, cineva au luat, deci au probleme, sunt care au procurat tractoare, pentru că domnul Bolea a spus că vor fi cu mine finanțele și băncile, pentru că cei care au pământ, bănuiesc, au procurat tractoare, poate au bani în credit luat. Deci iată măcar și acest, pentru că este obligatoriu, deoarece primăriile conlucrează cu Direcția Agricultură, cu Cadastru, cu Direcția în Construcții, cu ASP. Asta este obligația primăriilor să informeze prin orice metodă posibilă, fie anunț, fie postare în grup, fie și inclusiv și agenții economici, pentru că toată lumea până ajunge la un ministru, el vine la primărie, întreabă un certificat, orice trebuiește. Și încă una. Astăzi tot s-a votat ca primarul să evalueze activitatea secretarii. Eu aici am venit. Cum poate evalueze secretarul activitatea secretarii? Deoarece nici el nu are studii, nici pedagogice, nici în domeniul administrației publice locale. Dar de ce a apărut nevoia asta? Ce au suspiciuni că secretara n-ar fi competentă, bună? De ce au cerut asta? Este așa în lege, adică ca să-i se atribuie o leafă suplimentară, pretinse, deci evaluarea... Deci o formalitate legală, am înțeles. Da, acordarea premiilor unice și așa. Și deci eu aici am zis, putea să fie apreciată activitatea performanțelor secretarii, dar fie de persoanele de la Cancelarea de Stat, cei care au nemijlocită, deci... școlarizare în acest sens, dar nu primarul care el nu are nici codul de etică, nu vrei te jură, te sudă, îți dă cu spray secretara performanță, vrei te duci la primar, te jură și la așa la performanță. Și performanță pentru și, dar și primarul, pentru și performanță, pentru că un gropat ține până astăzi 852.000 de lei, mai mult de 852.000, el le ține încă îngropat și asta tot performanță? E bun, așa e bun primar, de asta, așa primar îmi trebuiește, așa primar îmi trebuiește, Lilie, că spune eu. Primarul e evaluat politic de către alegători, pe când secretara trebuie evaluată de cineva politic. Așa am zis și eu, dar dacă secretara să fie evaluată de către cineva, de ce nu a pus accent măcar acest ghid al alesului local? Eu n-am văzut cum am în alte localități, iată, la Rădulenii Vechi,
cât de explicit aduși dumneiei. Și eu îi zic, de ce nu veniți pe fiecare, deci, iată, pe fiecare, adică fiecare capitol. Dar ei sunt toți competenți, sunt învățători, lasă citească și dacă au întrebări. Dar era mai bine dacă se citea acest regulament. Și iată aici, iată aici. Nu s-a făcut. Dar fiecare au și ori. Au și ori. E, în fine. E, ce am putut să zic, pentru că acolo este și soțul, și dacă mai spun ceva, soțul a zis că ascendei la moacă, data trecută ne-a zis, dacă mai zic ceva de familia lui, a zis că el are leac și pentru mine. Ce așa, dacă până acum mai fost, cum a mai fost? Dar de acum, dar nici de cum să mă doboare. Și iată așa, dă Doamne să fie bine, dă Doamne să se țină de cuvântare. Eu n-am văzut nicio promisiune de-a lui. Bine, am mai făcut niște live, am spus pentru ce eu, de ce eu doresc să candidez, de ce aș face eu pentru stat. Aici n-am văzut și nici nu știu dacă a fi încă la următoarea ședință. Nu știu, Dar și-ți credeți-mă. promite că o să facă trotuare betonate de o palmă lățime care o scrape la prima ploaie și o să se Dar umple de glod. Și-ți promite că o să cadă copacii peste voi, peste sat. Nu aveți ce-ți promite. Oamenii l-au votat că suntem de schimbare și își merită soarta. nu știu de Doamne, dar drumul celălalt deja e crăpat. Eu v-am trimis un video. Deja e crăpat. Și lumea spune, eu când mai țin scândurile și ele prin părți. Dar la primăvară el înflorește, fuge. Asta e. Dar dacă așa e așa în primar îmi trebuiește nouă, așa e primarul nostru, da. Eu vă zic sănătate, mâine la întâlnirea cu Bolea, vă duceți toți care aveți probleme, inclusiv și cei cu deținători de cote, 4, 2, 3, 4, 5 cote cât aveți, pentru că sunt sătenți din aceștia care au cote și toți plătesc impozite la primărie. Cereți de la primar, cereți de la primar, scrieți-mi, deja mi-au scris, eu am să public aceste comentarii care mă întreabă deja de psihotare. Că n-ați transmis live, noi nu știm nimica. Ne naște, pentru că așa trebuie, așa e primarul nostru. Așa de aici, primar, îmi trebuiește. Sănătate, vă zic!